Bună ziua, dragii noștri, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Destine. Iată-ne din nou împreună. Astăzi avem o zi minunată, o zi în care avem aici, alături de noi, pentru dumneavoastră, o persoană cu totul și cu totul specială. O să vedeți, la sfârșitul emisiunii, veți constata și dumneavoastră, cei care încă nu o cunoașteți, deși îmi este foarte greu să cred că nu o cunoașteți, pentru că este o persoană foarte cunoscută, foarte iubită. Un om care nu a permis vieții să treacă degeaba pe lângă ea. Un om care, la un moment dat în viață, a spus că poate mai mult de atât. Pe parcurs veți descoperi ce poveste frumoasă și impresionantă are de viață, dar veți descoperi cât de multe activități poate să facă pentru noi, pentru Iași, pentru Ieșeni și nu numai, chiar pentru români și peste hotare. Putem să-i spunem bun venit invitatei noastre dragi, Rodica Rădean. Bună ziua, bun venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru invitația la o emisiune cu un titulatură atât de frumoasă, Oameni și Destine. Trebuie să recunosc că am fost curioasă să văd ce invitați aveți la această emisiune și am descoperit că aveți niște invitați deosebiți, invitați care au făcut ceva în viață și a căror destin s-a împletit cu destinul tuturor, al celor și din Iași și din toată țara. O să vorbim foarte, foarte pe scurt din activitatea dumneavoastră prezentă, pentru că după aceea aș vrea mai întâi să ne purtați prin povestea vieții dumneavoastră și să revenim în actualitate la tot ceea ce înseamnă ziua de azi, prezentul dumneavoastră și proiectele de viitor. Dar, după cum spuneam, am să vă rog mai întâi să ne spuneți foarte pe scurt activitatea prezentă, ce reprezintă pentru dumneavoastră și apoi într-o incursiune am să vă invit să ne povestiți cum de-ați ajuns până aici. Universul Prieteniei, membru fondator și președinta acestei asociații. Da, membru fondator și președintă. Alături de mine mai sunt doi membri fondatori, Rodica Popovici Diaconu, care momentan este în Suedia, și doamna Atena Maria Nazară de la Bacău. Deci trei membri fondatori, așa cum prevede de fapt și legislația pentru înființarea unei asociații non-guvernamentale. Asociații care a pornit din ideea de a înlătura puțin singurătatea oamenilor, singurătate care este foarte pregmantă în ziua de astăzi și chiar mi-am adus acum aminte că acum câțiva ani, cred că sunt vreo 7-8 ani, era un studiu făcut în Statele Unite ale Americii pe o perioadă de 5 ani, pe 5.000 de subiecți, prin care s-a ajuns la concluzia că singurătatea scade enorm gradul de imunitate al persoanelor. Deci de aici am plecat, pe a înlătura singurătatea, de a aduce oamenii din spatele monitorului în întâlnirile live, de a comunica, de a comunica real. Deci nu acea comunicare pe care o facem cu toți în ultimul timp pe internet și, ca să nu mai vorbim de aceste minune ale tehnicii, că nu mai poți să circul cu niciun mijloc de transport, toată lumea e pe telefon și comunică și nu se mai uită, spuneam chiar de unul cuiva, că eu mi-am dezactivat telefonul de la aceste minune ale tehnicii pentru că îmi place să mă uit pe geam, îmi place să văd că s-a mai făcut ceva la o construcție, că a mai apărut o construcție nouă, că s-a recondiționat una veche, că a mai înflorit o floare, că am mai înmugurit un copac. Deci de ce să stăm numai cu ochii în telefon? Nu recomand. Și să revenim la Asociația Universul Prieteniei. A fost înființată juridic în anul 2008 și iată că sunt 10 ani. Parcă au fost ieri, au trecut atât de repede, au trecut peste noi. Dar a început activitatea undeva în 2007. Din punct de vedere legal am înființat-o în 2008. Ce facem? O să revenim la subiect. Ce facem în prezent? În prezent încercăm să omagiem cei 10 ani. Și această omagiere o să aducă cu activități foarte importante și mari, chiar în municipiul Iași. Ne bazăm pe trei proiecte fundamentale. Deci în afară de proiectele noastre curente, editare și lansare de carte, parteneriatele cu școlile, cu instituțiile Biblioteca Județeană Gheorghe Asache,
Avem alte trei proiecte principale și anume, unul dintre ele este un concurs școlar gimnazial care se numește Universul Cuvintelor, care este la a treia ediție. Primele două ediții au fost la nivel local, la a doua la nivel național și la a treia ediție o să fie la nivel internațional. Avem deja semnale și încheiem colaborări cu străinătatea, cu Grecia, cu Italia, cu Franța, cu Canada, Statele Unite și de la Bruxelles avem semnale că vom primi creație literare ale copiilor. Deci se adresează în general copiilor, clasele 1-8 și specificăm 6-14-15 ani pentru că nu știm exact nivelul, cum e forma de învățământ în străinătate. Acesta este chiar un proiect de suflet, un proiect la care țin foarte mult și în primele două ediții ale acestui proiect s-au concretizat în apariția tipărirea și apariția unui volum, bineînțeles, care această activitate ne caracterizează. Și al doilea proiect important este susținerea unui serie de 5 conferințe și chiar aș vrea să invit publicul, este ușor de reținut, este a treia miercuri din lună, la orele 18, la Palatul Culturii, în sala Ștefan Procopiu. Deci a treia miercuri din lună, la orele 18, la Palatul Culturii, în sala Ștefan Procopiu, vor fi niște conferințe dedicate centenarului, dar nu am vrea să abordăm numai tema istorică a centenarului. Am vrea să vedem un pic cum s-a reflectat centenarul în literatură, în artă, în influența bisericii în Marea Unirii. Adică încercăm puțin să aprofundăm alte domenii conexe centenarului, nu chiar numai vite din punct de vedere istoric. Pentru că de ce să nu recunoaștem? Întreaga societate românească a concurat la această mare înfăptuire a poporului român. Și cel de-al treilea proiect, care este proiectul nostru de suflet, în care ne întâlnim toți membrii acestei asociații din toată țara și chiar din străinătate, este tabăra de creație și recreație pe care o organizăm în fiecare an. Suntem la al 10-lea an când o organizăm și când spun tabără, nu vreau să înțeleagă cineva că este cu niște copii, este cu adulți, cu scriitori, artiști plastici, muzicieni. Deci este a 10-a ediție anul acesta și anul acesta am ținut să o facem la Iași, pentru că noi o facem în fiecare an în altă localitate din țară, în altă zonă din țară. Vrem să cunoaștem toată țara, vrem să ne facem cunoscuți în toată țara și chiar am avut în aceste tabere, în majoritatea dintre ele, am avut cunoașterea și zonei din punct de vedere etnografic și etnomuzicologic. Deci vrem să cunoaștem tot ce este acolo, nu numai partea literară, culturală, de fapt și etnografia și etnomuzicologia aparține de cultură. Dar am avut surprize foarte plăcute la Galați, la Brăila, pentru că acolo sunt multe naționalități conlocuitoare și am avut evenimente foarte frumoase cu ei. Deci o facem anul acesta la Iași. Bineînțeles că vom lansa o colecție a taberei, care se va numi anul acesta Cărțile Prieteniei, care cuprinde de obicei 10-12 plachete în care sunt toate puse frumos într-o casetă de carton, o antologie, scoatem anul acesta cu toți cei care au publicat sub egida Universului Prieteniei și să știți că nu sunt puțini, sunt în jur de 87-88 de persoane care au publicat, vreo 60 și ceva au debutat la Universul Prieteniei. Și sperăm să aducem așa un pic de zâmbete pe chipul tuturor și vrem să ne axăm anul acesta preparteneriate cu niște cămine de bătrâni, pentru că am observat că acești bătrâni care știu că ultimele zile ale vieții și petrec ultimele zile ale vieții într-un cămin de bătrâni, nu sunt atât de luați în seamă, nu li se oferă o activitate culturală, o poezie, un moment muzical. Și atunci chiar am vrea să aducem și vârstnicii în activitatea noastră din acest an. Foarte frumos, o poveste prezentă, frumoasă.
Voi veni cu foarte multe întrebări referitor la toată povestea, la toată activitatea. Sunt interesată cum a luat naștere, în ce condiții, ce membri cuprinde, care sunt zonele pe care le acoperiți. Dar până să ajungem aici în prezent, aș vrea să vă rog să vă invit mai întâi la o incursiune în trecut. Sunt curioasă, cum a luat naștere povestea dumneavoastră de viață până la povestea Universul Prieteniei? Când și unde a pornit drumul dumneavoastră în viață? Pe ce drumuri și pe unde v-a purtat viața până să ajungeți să faceți lucrurile astea atât de frumoase? Și sunt curioasă dacă aveți pregătirea în domeniu și dacă ați studiat în domeniul acesta sau care este secretul dumneavoastră de viață de ați ajuns să faceți lucruri atât de minunate. Drumul meu în viață a început în Bucovina. Sunt bucovineancă, născută în localitatea Vama, din județul Suceava, venită în Iași de la vârsta de 13 ani, deci uite că am peste 50 de ani de când sunt ieșeancă, dar probabil că fondul meu nativ de bucovineancă este și cel care mă caracterizează, sunt ambițioasă. N-am avut nicio legătură în meseria și în profesia mea cu activitatea culturală. Am terminat facultatea de studii economice, am profesat într-o instituție aparținând Ministerul Construcțiilor de Mașini, iar apoi, în ultimii 17 ani, înainte de pensionare, am lucrat într-o bancă pe o funcție de conducere. Mă gândeam așa cu groază, se apropie pensia, ce am să fac? Nu sunt eu o bunică clasică, nu sunt eu o pensionară clasică cu sacoșele în mână, cu bârfa, cu vecinele, cu telenovelele, nu. Și atunci, apropo de titlul emisiunii, Oameni și destine, destinul și Dumnezeu mi-a oferit o a doua șansă. Acum nu știu dacă mi-a oferit-o drept răsplată pentru ceea ce am făcut până în acel moment, acel moment însemnând anul 2007, sau pentru că n-am făcut destule și trebuie să mai fac ceva pentru oameni. Și atunci am înființat, într-un moment de cumpăn al vieții mele, am zis că trebuie să fac ceva pentru oameni mai mult decât am făcut în activitatea mea de zi cu zi. Și m-am înscris inițial la Fundația Solidaritate și Speranță ca voluntar. Este Fundația Mitropoliei. M-am înscris ca voluntar. Mă duceam și comunicam cu o familie de vârstnici care n-aveau copii, n-aveau pe nimeni și chiar îmi făcea plăcere. Stăteau și aproape de mine și comunicam cu ei. Și m-am zis, domnule, nu este suficient. Trebuie să fac altceva. Și am înființat această asociație, Universul Prieteniei, așa cum vă spuneam, pentru a înlătura singurătatea din viața oamenilor și nu mă refer la acea singurătate numai ca statut social. Deci toți avem momentele noastre de singurătate și de însingurare. În activitatea mea și în destăinuirile pe care mi-au făcut diferite persoane, am constatat că singurătatea în doi este și mai groaznică decât cea care ți-o dă mai statutul social de om singur. Și înființând această asociație, am găsit în activitățile culturale un antidot împotriva singurătății extraordinar. Am început cu publicarea unor volume colective. Nu îmi place să spun antologii, pentru că foarte rar fac antologii, numai la momente din astea omagiale, aniversare. Am început cu publicarea unor volume colective dintr-un ciclu intitulat Ciclu Anotimpurilor și, într-adevăr, cuprindea toate cele patru anotimpuri și în ele au debutat 27 de persoane. Cine sunt aceste persoane, o să vă întrebați, nu? Aceste persoane erau oameni care au ajuns la vârstă, să zicem, în jur de 50 de ani, și care nu se gândeau decât la pensie și care nu știau ce să facă cu viața lor. Și care scriau. Unii scriau din când în când, unii scriau de mulți ani. Le-am creat oportunitatea de a publica, pentru că poate nu știau la ce ușă să bată pentru a-și publica o carte. Poate nu știau, nu îndrăzneau, nu credeau că scriu atât de bine. Și am mers inițial pe a publica aproape orice.
Vreau să spun că în timp ne-am mai ridicat și noi nivelul de selecție, dar la început chiar am încercat să publicăm la toți cei care au dorit să publice. Acum îmi pare rău că nu am venit pregătită. Am câteva declarații a unor persoane cărora chiar le-am schimbat viața și oamenii recunosc că le-am schimbat viața. Le-am creat o altă perspectivă. Adică și-au scos una, două, 11, 12 volume. Deci vă dați seama, în 10 ani de zile am persoane care sunt la al 15-lea volum. Și sunt persoane care nu scriu orice, au evoluat, s-au perfecționat și scriu mult mai bine decât scriau înainte. Lucru recunoscut și de cei cu care noi colaborăm. Deci nu avem colaboratori, membri ai Uniunii Scriitorilor din România și aici aș vrea să specific că în Consiliul Director al Asociației avem pe scriitorul Emilian Marcu, care este membru al Uniunii Scriitorilor din România, chiar este vicepreședinte la USR Filiara Bacău. Și mai avem o doamnă în Consiliul Director, o poetă de la Suceava, Carmen Antoaneta Marcean. Și colaborăm cu foarte mulți scriitori din ea și unul dintre ei chiar am vorbit înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră și mi-a urat succes. Este maestru Horia Zilieru, un scriitor recunoscut și cu o foarte mare activitate și în domeniul cultural. Oamenii aceștia îți aduc așa un plic de fericire. Eu zic totdeauna că eu sunt foarte egoistă. De ce? Pentru că eu mă hrănesc din fericirea lor. Să știți că totul, în proporție de 99,99%, toată această muncă este în regim de voluntariat. Am câteva persoane cu care colaborez la corectură, la volume, pentru că noi luăm un volum, pornind de la un document în Word, facem editarea, tehnoredactarea, copertă, mergem la o anumită editură cu care colaborăm și facem tipărirea și dăm omului cartea în mână. Dar bucuria cea mai mare o am eu, pentru că prima carte, care se intitulează BT, Bun de tipar, o iau eu în mână și acela este copilul meu. Eu am doi copii umani, un băiat și o fată, de care sunt foarte mândră, realizați și sunt și bunică, dar am și 172 de volume editate și lansate, pentru că noi le facem și lansarea scriitorilor, de către Asociația Universul Prieteniei. Și îmi place să spun că de către Asociația Universul Prieteniei, pentru că fără acești prieteni ai asociației, fără acești membri, fără acest pozitivism al tuturor atunci când vin la o manifestare, nu aș fi făcut nimica. Deci Asociația Universul Prieteniei sunt membrii ei, nu este Rodica Rodean. Rodica Rodean poate este așa un fel de pastor, e prea mult spus, cioban. Da, al acestei asociații. Eu mă bucur că foarte mulți oameni au venit alături de noi. Chiar mă uitam de unde, pe o pagină de socializare, am în jur de 2000 de persoane care intră aproape cu caracter de permanență pe pagina mea, unde postez în fiecare zi evenimentele pe care le avem noi, dar și evenimentele culturale din Iași. Deci mai fac și asta pe lângă faptul că lucrez la Asociația Universul Prieteniei. Îmi place să mă duc și la alte manifestări culturale care acolo chiar mă odihnesc. Știți că nu organizez tu, nu moderez tu și chiar te odihnești. Am fost recent la expoziția pe care au deschis-o maestru Suhar la Palatul Culturii. Ce poate fi mai relaxant și mai frumos decât să mergi la expoziție la așa un om de așa valoare? Cam asta a fost drumul meu. Cam de aici am pornit și aici am ajuns. Am ajuns departe, am ajuns de aproape, nu știu. O să mai pot continua, nu o să mai pot. Nici asta nu știu, dar încerc să atrag niște tineri, pentru că n-aș vrea ca asociația să dispară odată cu dispariția mea sau cu puterea mea de muncă, pentru că nu e neapărat să dispare. Poți să faci până la o anumită vârstă. Eu împlinesc 65 de ani anul acesta și nu se știe cât mai poți, pentru că este muncă, să știți.
Da, o frumoasă vârstă și vă doresc cât mai mulți înainte sănătoși și plini de activități. Spuneați, sunt fascinată de tot ce mi-ați povestit. Spuneați că ați lucrat într-o instituție bancară, iar acum vă învârtiți și respirați prin toți porii viața culturală. Care dintre cele două vă împlinesc mai mult? Unde ați simțit cel mai mult bucuria de a trăi și de a face ceva cu adevărat pe placul sufletului? N-aș putea spune că aleg una dintre ele, pentru că eu sunt o persoană care am făcut în viață cu drag tot ceea ce am făcut. Și meseria pe care am făcut-o, am făcut-o cu drag, am respectat omul și țin foarte mult la această idee de respect. Chiar aș putea spune că în orice relație, chiar și în cea de cuplu, respectul contează mai mult decât dragostea, iubirea, pasiunea. Pentru că la un moment dat poate celelalte se mai atenuează puțin. Dar dacă nu există respect, nu va exista niciun fel de relație, nici de prietenie, nici în cuplu, nici în societate. Deci n-aș putea să vă spun care îmi creează mai mult satisfacție. Într-adevăr, este cu totul altceva, vă dați seama. De asta nici nu poți să alegi. Pentru că este absolut cu totul altceva. Dar îi mulțumesc mult lui Dumnezeu că mi-a creat această a doua șansă de a nu-mi petrece zilele bătrâneții așa inutil. Deci mă simt utilă și este așa de mare lucru să te simți utilă, să poți să faci ceva pentru oameni, să aduci un zâmbet. Am avut acum 9 ani, la Mahmudia, o persoană, o doamnă în vârstă, fostă profesoară de limba română, de 72 de ani. Este exemplu pe care îl dau în mod curent, pentru că acela a fost momentul în care am simțit cea mai mare bucurie. Deci, o persoană de 72 de ani, fostă profesoară de limba română, care a scris toată viața ei poezie cu caracter religios și alt fel de poezie, dar asta era foarte bună cu caracter religios. Și când întâmplătorul, nu-i corect spus, destinul a făcut ca să ajung la domnia sa și i-am publicat un volum. Sincer vă spun, ce poate fi mai frumos și ce satisfacție poți să ai mai mare decât când un om de 72 de ani, un intelectual totuși, îți mulțumește cu lacrimi în ochi. Nu poți să ai altă satisfacție mai mare. Noi am publicat volume de la vârsta e cuprinsă între 10 și 72 de ani. Deci asta, lui maestru Horea Zilieru depășește chiar 72 de ani, că i-am publicat sub egida asociației când am plinit vârsta de 80 de ani și domniei sale un nou volum. Deci asta e satisfacția mea. Deci este complet cu totul altceva. Dar e mare lucru ca la o anumită vârstă să poți să faci ceva pentru oameni. Și dacă mă ajută Dumnezeu să mai merg în continuare, vom face. Apropo de a face ceva pentru oameni, e un prag în viața noastră pe care la un moment dat ajungem să-l pășim cu toții. Pentru unii acest prag este foarte greu. Într-un fel pare a fi sfârșitul vieții sociale, sfârșitul activității, sfârșitul puterii de a mai face ceva. Se pare că la dumneavoastră a fost pragul, și mă refer la pragul pensionării, se pare că la dumneavoastră pragul acesta a fost, un miracol. Ați explodat de viață, de fericire, de activități. Spuneți-mi, vă rog, pe lângă faptul că dumneavoastră ați avut puterea asta de a vă schimba totuși viața și de a nu sta și de a face lucruri atât de frumoase, ce sentiment vă încearcă atunci când știți că ați reușit, pe lângă dumneavoastră, ați reușit să schimbați destinul atâtor de mulți oameni? Apropo de prag, deci am avut anul trecut întâlnirea de 40 de ani de la terminarea facultății. Și am văzut acolo colegi de-ai mei, colegi titlu general, colegi, colege, care sunt atât de blazați și atât de n-aș putea spune un cuvânt urât, prefer să nu-l spun, încât am zis, Doamne, cât de fericită sunt că am putut să fac ceea ce fac. Și chiar le-am spus atunci, am luat microfonul și am rugat să mi se ofere câteva minute și le-am spus, dragii mei colegi,
Pensia nu este o boală. Nu o priviți ca pe o boală. Pensia se tratează cu activitate. Încercați să faceți ceva. Faceți ceva pentru semenii voștri. Este adevărat că trebuie să faci pentru familia ta și știm cu toții că facem. Pentru copii, pentru nepoți, pentru... fac și eu. Nu sunt o bunică clasică și îmi mulțumesc fiicei mele că a înțeles acest lucru. A înțeles că dacă m-ar fi transformat într-o bunică clasică, care să stau toată ziua numai la cratiță și la nepoți, ar fi avut grijă, ar fi trebuit să aibă grijă de două persoane, și de copilul ei și de mine, pentru că eu pur și simplu mi-aș fi pierdut mințile. Nefiind o bunică clasică, fac ceea ce fac. Sunt atât de împlinită, de chiar mulțumesc Bunule Dumnezeu pentru că mi-a dat această șansă să mai fac și altceva și să aduc zâmbetul pe chipul oamenilor. Sunt egoistă, v-am spus. Trăiesc în bucuria altora. Și foarte bine faceți. Aș vrea să vă întreb, în afară de omul simplu, omul care se află la început de drum și vine alături de dumneavoastră, marile personalități, oamenii consacrați, oamenii deja cu un renume în viața culturală, vă sunt alături? Instituțiile vă sunt alături? Da, noi am avut parteneriate și avem parteneriate în continuare cu foarte multe instituții din Iași, pornind de la Uniunea Scriitorilor, Muzeul Literaturii Române, Complexul Muzeal Moldova, Inspectoratul Școlar Județean, momentan la proiectul pe care îl avem. Am făcut proiecte foarte frumoase și lucrez foarte bine cu școlile, deci sunt cei mai serioși. Eu asta am zis, profesorii sunt cei mai serioși, cu ei lucrez foarte bine. Am avut proiecte, participam acum vreo 7-8 ani la un festival, Festivalul Tradiției pe ulița Lăpușneanu, la care lucram cu 7-8 școli, aduceam 150 de copii la stradă, deci... parteneriate frumoase. Ne sunt alături, dar trebuie să spun și treaba asta. Deci în ultimul timp toate instituțiile pentru spațiul pe care ți-l acordă vor o taxă, pentru că și ei se autofinanțează. Și ne este foarte greu, neavând fonduri, neaccesând pe proiecte, nici la nivel european, nici la nivel local, este foarte greu să plătești o taxă care nu este mică, să știți. Pornește de la 150 de lei până la 250 de euro undeva. Dar aș vrea chiar să mulțumesc pe această cale tuturor celor care ne-au oferit spații în regim de gratuitate și aș vrea să mulțumesc foarte mult doamnei directoare a Complexului Muzeal Moldova, doamna Lăcrămioara Stratulat, care a înțeles că noi facem ceva și facem cu seriozitate și cu abnegație și de multe ori ne-a oferit spațiile cu caracter de gratuitate, chiar dacă și domniile lor se autofinanțează. În ceea ce privește personalitățile, toți vin în regim de voluntariat, să știți, nu știu cum Dumnezeu reușesc să-i lăburesc, pentru că nu sunt oameni... obișnuiți. Deci sunt oameni care au o anumită funcție, o anumită titulatură și chiar aș vrea să enumăr aici câțiva dintre cei, n-aș vrea să trec peste acest capitol și să spun că ne-am onorat cu prezența la unul din cele peste 200 de manifestări culturale desfășurate în cei 9 ani, academicienii dr. Valeriu Cotea, dr. Nicolae Dabija, dr. Mihai Cimpoi, Radu Miron, Vasile Tărâțeanu, eminescologii dr. Lucia Olaru Nenate, Nicolae Georgescu, Teodor Codreanu, muzicologii dr. George Vintil, Adriana Severin, toți sunt doctori, Viorel Munteanu, Mihail Cosmei, actorie Dionisie Vitcu, care ne este foarte apropiat și chiar îl iubim. Draga Oltanu Matei, am avut-o la noi într-o tabără, solistul Alexandru Jula, maestru de balet Tiberiu Almosnino, criticul de artă Valentin Ciucă, scriitor Ioan Holban, Mircea Radu Iacoban, Casian Maria Spiridon, Horia Zilieru, Daniel Corbu, Emilian Marcu și bineînțeles că lista ar putea continua, dar nu are niciun rost. Deci sunt oameni de o reală valoare, oameni care ne-au
adus la evenimentele noastre, au creat la evenimentele noastre un plus de valoare, pentru că prezența lor alături de noi, prin diferite intervenții pe care le-au făcut, prin diferite alocuțiuni pe care le-au prezentat, au adus și în sufletul nostru o mare bucurie, bineînțeles. Dar din sectorul tineretului, tinerii vin, răspund, sunt deschiși? Faptul că noi avem parteneriate și cu școlile, avem și tineri alături de noi. Și aș vrea să amintesc aici de un parteneriat cu școala gimnazială Ion Creangă, pe care l-am recent. Participăm ca parteneri alături de ei la marele lor proiect, care uite este la noua ediție, proiectul Mărțișor, un proiect foarte frumos pe care îl fac an de an, cu foarte mulți participanți. Deci, anul trecut au avut peste în jur de 1700 de participanți, pentru că atunci când a trebuit să semnez toate diplomele alea de participare, vreo două ori am tot semnat. Deci, vă dați seama, vreau să specific importanța acestui proiect. Sunt niște oameni acolo la Ion Creangă, la școala gimnazială Ion Creangă, doamna directoare Nicoleta Crețu, niște oameni care fac niște lucruri pe care nu le face oricine și le fac cu atâta dăruire și cu atâta abnegație și au și proiecte europene, încât nici nu-ți vine să crezi. Deci eu am mai lucrat cu niște școli și prin unele locuri mi s-a spus să zic, hai să mai facem, să renuim proiectul de anul trecut. Păi nu, pentru că nu suntem înțeleși de conducerea școlii, pentru că nu suntem apreciați. Nu era vorba de aprecierii materiale, din punct de vedere material, știți? Dar treaba asta nu se întâmplă la școala gimnazială Ion Creangă. Deci contează foarte mult cine conduce turma. Și doamna Nicoleta Crețu conduce acel colectiv excepțional. Da, mă bucur să aud că sunt deschiși oamenii și că sunt interesați de astfel de activități. Sunt atât de frumoase și atât de utile pentru noi toți. Nu și pentru copii, tineri. Pentru că activitatea extrașcolară aduce un surplus de valoare educației copilului, în primul rând. Deci nu numai acea buchea cărții, care nu mai este chiar buchea cărții în ultimul timp, pentru că le lasă profesorilor o foarte mare lejeritate în a-și alege programa, deci se fixează numai liniile directoare, cum ar veni. Dar pentru copii, în primul rând, este foarte important. Copiii, prin activitățile acestea extrașcolare, învață, poate și putea spune că învață să intre în viața socială, se lovesc așa puțin de societatea noastră actuală. Da, vreau să vă întreb, vă rog, ce zonă acoperiți? Ce are de întindere aveți? Că dacă nu mă înșel, cred că ați depășit și... Am depășit puțin și granițele. Eu nu aș zice că există o graniță, din punct de vedere cultural, între partea de nord, Bucovina, și partea asta, altă, Republica Moldova. Suntem toți români, deci pentru mine aceste zone nu constituie decât tot românii noștri. Avem parteneriate cu Societatea Mihai Eminescu pentru Cultura Românească, Mihai Eminescu de la Cernăuți. Colaborăm acolo cu președintele ei și cu membrii acestei societăți, președintele domnul Vasile Băcu și cu domnul de cealaltă parte avem un partener, lucrăm, colaborăm cu academicianul Vasile Tărățeanu. Iar în Republica Moldova avem am avut mai multe ieșiri. Avem o scriitoare de literatură pentru copii, pe care o să o avem și acum vineri la școala Ion Creangă și sâmbătă la Muzeul Cocălnicianu, sâmbătă la ora 11 la Muzeul Cocălnicianu. Este vorba despre Vera Crăciun, care de cel puțin două ori pe an merge cu ultimele ei apariții, cu volumele ei, la Chișinău. Și anul acesta care a trecut a fost chiar și la câteva școli din teritoriul Republicii Moldova și ea prezintă acolo ultimele copiilor aparițiile. Avem un membru al asociației, al Consiliului Director, de care vă spuneam, doamna Carmen Antoaneta Marcean, care a avut anul trecut o lansare la Atena și chiar
împreună cu altă scriitoare din Galați, a scos un volum bilingv, română Elen. Și el, proiectul nostru, care a devenit chiar de suflet, Toamnă Româno-Italiană, care a început în anul 2016, în toamna anului 2016, a început la Iași, a continuat la Torino și la Ivrea, o localitate lângă Torino, unde am lansat și prezentat românilor din diasporă un volum bilingv al doamnei Metamorfoze, al doamnei Marioara Vișan. Am colaborat foarte bine la Torino cu Asociația Culturală Frăția și cu Biblioteca Grigori Riero din Torino. Am continuat și în această toamnă, adică în toamna anului trecut, de data aceasta la Milano, unde am avut o colaborare foarte bună cu cei de acolo, inclusiv domnul consul Adrian Georgescu a fost prezent la evenimentul nostru și pe această ocazie țin să-i mulțumesc. Evenimentul a durat în jur de 3 ore, iar domnul consul nu s-a mișcat de pe scaun. A urmărit cu atenție toată activitatea. A durat atât de mult pentru că erau și italieni și am avut mici filmulețe de prezentare bilingve în română și în italiană pentru ca să poată și italienii să nu se plictisească acolo, să nu înțeleagă românește. Și a venit doamna scriitoarea Florentina Niță, a venit ulterior la Iași. Deci el este un duplex cultural. Deci avem o activitate la Iași și o activitate în Italia. Sper că anul acesta să reușim să ajungem la Roma. Vedem noi. Da, foarte frumos. Vreau să vă întreb ce ați putea să ne împărtășiți, să ne povestiți despre Jubileul Prieteniei. Jubileul Prieteniei are la bază prietenia, bineînțeles. Cum se leagă această prietenie? Prietenia aceasta se leagă foarte adânc, mai ales în taberele noastre de creație. Pentru că atunci, noi organizăm o dată pe an o tabără, am avut, cum vă spuneam, în diferite regiuni ale țării. Am avut la Muncel, la Mahmudian Delta, la Bucovina, la Câmpul Moldovenesc, la Piatra Neamț, la Brăila, la Galați, la Bușteni, la Avrig în Ardeal. Deci am avut vreo 9 tabere de creație până acum. Și atunci în tabere se întâlnesc cu prietenii noștri din toată țara. Nu pot să organizez cu mai multe persoane, în jur de 40 de persoane, pentru că este foarte greu să gestionez un grup mai mare de 40 de persoane și așa este greu, pentru că în taberele noastre se fac evenimente culturale, deci o singură zi este, o jumătate de zi este liberă și țin 5-6 zile. În rest sunt tot felul de evenimente, evenimente chiar importante și frumoase. Un eveniment care este foarte agreat de către participanți este Carnavalul, care și acesta, să știți că nu este numai de distracție, pentru că se cheamă tabără de creație, nu? Deci nu are voie să vină cu costum împrumutat. Deci trebuie să-și dovedească creativitatea în alcătuirea costumului de carnaval și nu numai atât. Trebuie să-l prezinte și îl prezinte cu un moment poetic, descriptiv. Deci trebuie să aducă ceva satiric, chiar trebuie să aducă o notă de originalitate. Deci, cam în asta costă carnavalul. Și pentru că am ajuns la carnaval, aș vrea să spun că asociația nu organizează numai activități culturale, deci avem și activități de relaxare. Organizăm revelioane, organizăm zile de 8 martie, zile de naștere a unor membri ai asociației. Deci încercăm să prietenia nu se leagă și la un pahar, știți? Există o vorbă, cele mai bune afaceri se fac la un pahar de vin. Deci cam asta facem. Ce înseamnă jubileu? Jubileu înseamnă aceste trei activități pe care vi le-am enumerat anterior. Deci activități care vrem să le continuăm și vrem să le facem anul acesta. Înseamnă o mare încununare a muncii noastre totuși de 10 ani. Și spun noastre pentru că toți membrii asociației și le spuneam și lor de foarte multe ori.
știți, tot timpul, vai, bravo Rodica, mulțumim Rodica, zic, nu, bravo vouă, pentru că fără voi n-ar exista, voi sunteți asociația Universul Prieteniei. Fără voi n-ar exista această asociație, pentru că Rodica nici nu scrie, nici nu compune, n-am scris nimic în afară de comunicate de presă toată viața. Deci nu, este bine să poate că aș putea să o fac, dar sunt destui care scriu prost în țara asta ca să mai adaug și eu un număr acolo. Aș putea uneori să mă gândesc la treaba asta, dar deocamdată am altceva de făcut. Deocamdată trebuie să promovez pe cei de lângă mine, pe cei care și-au pus o speranță în mine și câteodată, știți, se spune, dar doar nu o faci, n-ai nicio obligație, nu ești salariată, nu primești niciun salariu, nu e adevărat. Este mai mult decât atunci când ești salariată, știți? Pentru că omul își pune o speranță în tine și nu te poți juca cu sufletul omului, chiar nu te poți juca. Și este vorba de o persoană care a ajuns la anumită vârstă. Deci e puțin mai labilă sufletește. Nu poți să-l dezamăgești. Nu, cel puțin eu nu am tăria. Nu pot. Sunteți mereu în plină activitate, sunteți mereu cu zâmbete pe buze, mereu energică. De unde toată această energie? Care este sursa puterii dumneavoastră? În ce credeți? Nu știu. Aveți un secret să ne-l împărtășiți și nouă? Deci n-am niciun secret. Dumneavoastră știți că sursa este de undeva, de la Doamne, Doamne. Deci numai fără ceea ce ne-a dat Dumnezeu și El ne ocrotește tot timpul și are grijă. Probabil că este și ceva nativ. Noi bucovinenii suntem puțin mai puternici așa și nu ne lăsăm duși chiar așa învinși de necazurile vieții, pentru că trebuie să recunoaștem că toți am avut necazurile vieții, am trecut prin niște probleme în viață și, apropo de probleme, să știți că nici la Universul Prieteniei nu-i totul roz, adică mai există și acolo niște buline negre, dar eu am așa un principiu în viață, zic, domnule, Dumnezeu nu i-a făcut pe toți la fel. Și atunci încerc să-i găsesc o prezumție de nevinovăție fiecărui individ care aruncă cu venin și răutate. Da, din păcate mai sunt și astfel de oameni, dar trecem cu vederea și ne bucurăm de ce este frumos pe lângă. Ei se îmbolnăvesc pentru că dintr-o gândire negativă vor avea o groază de boli. Eu mulțumesc Bunului Dumnezeu că sunt foarte sănătoasă și cred că asta se datorează faptului că în permanență gândesc pozitiv. Și atunci când mai am câte o problemă și mai am câte un necaz, spun o rugăciune și trec mai departe. Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați face aceleași alegeri? Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face activitate culturală toată viața. Îmi pare rău că n-am făcut asta toată viața. V-ați găsit acum chemarea, menirea? Da, mi-am găsit acum chemarea, m-am găsit menirea. Îmi dau seama că prin ceea ce fac acum, fac mai mult pentru semenii mei. Dacă aș fi fost un medic, dacă aș fi fost un profesor, poate că eram mai mult implicată în a face bine aproape lui tău. Dar activitatea de economist, câteodată ești la un birou și stai acolo în spatele unui birou și lucrezi toată ziua. Cu toate că perioada în care am lucrat în sistemul bancar aveam foarte mare tangență cu publicul. În general cu cei nemulțumiți, că numai aia ajungeau la conducere, știți? Dar asta îmi place ceea ce fac și consider că ceea ce fac acum aș face-o de la capăt. Asta aș face toată viața dacă aș fi să o iau de la capăt. Da. Spuneați că unul din obiectivele asociației este înlăturarea singurătății. Aveți foarte multe activități, dar încerc să mă duc un pic pe nișa asta și aș vrea, dacă se poate, pentru cei care ne ascultă, pentru cei care ne privesc și care se încadrează aici în segmentul ăsta, ce este de făcut, care ar fi sursa să înlăture singurătatea și nu mă refer doar la partea, pragul pensionării, pentru că e adevărat că acolo este multă singurătate, că te retragi în activitate, nu mai ai colegi de servici, nu mai ai un obiectiv
în viață, să pleci și să vii de la servici, simți că ești undeva suspendat în aer, dar nu numai, sunt foarte mulți oameni singuri. Dacă ar fi să le oferiți un sfat, ce soluții ar avea la îndemână? Aș vrea să vă povestesc o întâmplare. Deci lucram încă în sistemul bancar și a venit un student, erau vreo câțiva studenți la noi în practică. Cum vin studenți în practică? Tineri, 19-20 de ani, 21. Și mie îmi place să comunic cu lumea și întrebam, zic, dar tu cum te mai distrezi? Cum îți petrești timpul? Ce părere ai despre cum merge societatea? Sunt atât de singură, deci atât de mult m-a impresionat declarația aceasta a acelui copil. Sunt atât de singură, vedeți? Deci singurătatea nu e numai la o vârstă de singurătatea, este și la tineretul nostru. Și este o mare tragedie că acești tineri se simt singuri. O mare tragedie. Ce sfat aș da? Nu poți să dai sfaturi. Singurul lucru de care ar trebui să țină seama toți, trebuie să se gândească că puterea stă în ei însăși. Deci nimeni nu-ți face minuni. Nici vrăjitoarele, nici medice, nici nimeni. Puterea fiecăruia stă în noi. Noi trebuie să ne redescoperim. Noi trebuie să umblăm la coarda sensibilă a sufletului nostru. Vorbeam de unul cu un cadru didactic care are niște probleme într-o școală și era depresivă. I s-a dat un tratament, o medicație. Eu zic, nu lua nimica, puterea nu stă în acele pastile, puterea stă în tine. Tu trebuie să te redescoperi. Nu că dumneavoastră sunteți mai puternic. Eu zic, nu. Dumnezeu ne-a făcut pe toți la fel. Dar depinde de noi, numai de noi, dacă știm să ne folosim de ceea ce ne-a fost dat acolo. Deci ăsta e singurul sfat. Puterea stă în toți, în noi, în noi. Nu ne dă nimeni, nu face nimeni minuni. E adevărat și orice ne dorim în viață putem face dacă ne dorim cu adevărat. Așa-i. Sau nu. Într-adevăr, puterea este în mâinile noastre. Aș vrea să vă rog, dacă se poate, să readuceți un pic în atenția telespectatorilor noștri următoarele evenimente în timpul apropiat. Următoarele 10 zile, am înțeles că o să fie 3 activități frumoase. Da, în timpul imediat următor avem vineri la școala Ion Creangă, o activitate cu caracter în interiorul școlii, o întâlnire, niște ateliere de lectură și de creație cu eleve din acea școală. Sâmbătă, la ora 11, la Muzeul Mihail Cocălnicianu, Copii în lumea artelor, aflat la a patra ediție. Este un proiect pe care îl facem de 2 ani cu Muzeul Mihail Cocălnicianu și mulțumim doamnei Mihaela Tudose pentru implicarea, directoarea acestui liceu, pentru implicarea în muzeu, nu liceu, pentru implicarea în activitatea asta, aceasta frumoasă. Iar miercuri avem, pe data de 21, la ora 18, vă așteptăm la o conferință foarte interesantă cu doamna Lucia Olaru Nenati și chiar aș vrea să citesc puțin exact care este titlul acestei conferințe. Probabil că am uitat-o acasă. Este vorba despre o conferință cu reviste și publicații care și-au pus amprenta în Marea Unire. Deci este o conferință foarte interesantă. Nu va dura mai mult de 50 de minute, deci pentru cei care vor să vină, nu, să nu creadă că vor sta ore întregi acolo, dar doamna doctor Lucia Olaru Nenati, scriitoarea Lucia Olaru Nenati, este o personalitate de mare importanță pentru cultura română și când spun lucrul acesta, o spun în totalitate, în cunoștință de cauză, pentru că domnia sa a păstorit ani de zile la Ipotești, la Casa Eminescu, acolo la Muzeul Eminescu, a fost directoare la Teatrul Național de la Botoșani, la Teatrul de Copii din Botoșani, este reporter, ziarist, jurnalist, scriitoare, membru al Uniunii Scriitorilor. Iar această lucrare pe care o va prezenta miercuri este lucrarea domniei sale de doctorat, care este apreciată de mari personalități ale culturii românești.
printre proiectele noastre și n-aș vrea să uit să pomenesc și de acel proiect pe care îl avem în parteneriat cu o asociație, Prietenii Operei Ion Goia și cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Este un proiect pe care l-a inițiat președintele asociației Prietenii Operei, domnul Mihai Zaborilă, și este un proiect inițiat prin 2015 în Esceana și la care suntem și noi parteneri. Și probabil că anul acesta vom avea o activitate comună mai de mare anvergură, pentru că domnul Mihai Zaborilă împlinește și domnia sa niște ani și încercăm să facem o omagiere. Printre activitățile noastre sunt și omagiere ale anumitor personalități, și am avut omagiere Horia Zilieră, omagiere Mihai Zaborilă, Emilian Marcu, organizăm și omagiere ale personalităților care au ajuns la anumită vârstă și merită tot respectul nostru. Foarte frumos! Foarte frumoase activități! Personal vă felicit pentru ce sunteți și pentru ce faceți. Sunt convinsă că aveți oameni frumoși în jurul dumneavoastră și de acolo vine toată energia și bucuria vieții dumneavoastră, și felicit pe toți cei care sunt alături de dumneavoastră. Mulțumim tare mult, vă dorim succes în toate activitățile și așteptăm să ne informați cu orice eveniment îl aveți pentru a vă putea fi și noi acolo alături. Eu vă mulțumesc pentru invitație, este o oportunitate pe care puțină lume o are și vă mulțumesc foarte frumos că m-ați invitat și nu aș vrea să închei fără a felicita acest post de televiziune care este tânăr, bebeluș chiar, pentru emisiunile frumoase pe care le face și pentru oamenii frumoși pe care îi aduce în fața micului ecran. Da, într-adevăr am niște colegi cu totul și cu totul special. E un grup de tineri extraordinari și pot să spun că sunt tare mândră că fac parte din acest colectiv. Eu aștept să împliniți 10 ani, deci peste 10 ani, da. Poate mai sunt invitată și până atunci, dar peste 10 ani vreau să vin neapărat să sărbătorim împreună. Vom 10 ani de infinit. Da. Dragii noștri telespectatori, vă mulțumim din tot sufletul că, iată, și astăzi ați fost aici cu noi, iar nouă ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră ca de obicei. Am avut și astăzi o poveste frumoasă de viață. Am adus dovada vie că se poate, că suntem în stare și niciodată nu trebuie să renunțăm, să ne oprim din drumul nostru și din activitățile pe care le putem face. Oferiți bucurie celor din jur. Aveți activități, căutați să nu stați niciodată, pentru că nici timpul nu stă. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate și multe bucurii!